Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate la Giurgiu TV. Lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Acest îndemn îl adresează Mântuitorul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, arătându-ne că împărăția cerurilor este asemenea pruncilor, asemenea copiilor, în așa fel încât toți suntem chemați la această curățenie sufletească și trupească, pentru a câștiga împărăția cerurilor. Biserica actualizează acest îndemn către noi toți, chemându-ne la multe activități, multe activități cu tinerii, multe activități cu copiii, și iată că în acest cadru, în această emisiune, ne-am gândit să vorbim despre proiectul Alege Școala, proiect care a ajuns în Eparhia Giurgiului. Și de aceea, invitații noștri de astăzi sunt părintele Mihail Cristian Taraș, coordonatorul centrului Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă. Bine ați venit, preacucenice părinte! Bine v-am regăsit, mulțumim pentru invitație! Doamna profesoară Florina Neaga, profesor de matematică în comuna Letca Nouă și profesor în cadrul acestui centru. Bine ați venit! Și mulțumesc pentru invitație! Și avem și trei copii din centrul Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă, pe care rog să se prezinte fiecare. Mă numesc Matescu Cristian Viorel și fac parte din proiectul Alege Școala. Așa. Mă numesc Penciorin Alexandra, sunt în clasa 8-a, sunt din școala gimnazială numărul 1 Letca Nouă și sunt din proiectul Alege Școala. Așa. Bună ziua, mă numesc Tudorache Florin, fac parte din proiectul Alege Școala, din școala numărul 1 Letca Nouă, clasa 5. Bravo, foarte, foarte bine. Sunt puțin emoționați copilașii, înțelegem. Prima dată sunt prezenți într-un studio de televiziune și sunt foarte entuziasmați. Părinte Mihail Taraș, am avut o emisiune în care am prins și proiectul Alege Școala la începutul acestui proiect în Episcopia Giurgiului. Aducem aminte telespectatorilor că mulțumită grijii preasfințitului părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, acest proiect a ajuns al Patriarhiei Române, a ajuns și în Episcopia Giurgiului și iată că au fost înființate 5 centre. Sigur, noi o să le prezentăm așa pe fiecare, însă acum acest centru îl vom prezenta mai în detaliu, Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă. Spuneam că am avut o emisiune care a surprins începutul activităților în acest centru. Acum am ajuns în perioada de la jumătatea acestui proiect. Cum a decurs acest proiect Alege Școala în acest centru Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă? Activitățile au fost numeroase și s-au sugedat lin. V-am spus și în data trecută, noi avem în activitățile noastre un ghid pe care îl urmăm îndeaproape pentru realizarea întâlnirilor cu copiii. Și dacă în urmă cu aproximativ 2 luni discutam că suntem la începutul activităților cu copiii, acum suntem în luna lui august, la mijlocul lunii august, iar activitățile se vor derula până la sfârșitul lunii septembrie. Deci suntem deja în partea a doua a proiectului Alege Școala, în partea a doua de implementare la nivel local a acestui proiect. După activitățile din luna mai, deci atunci au început propriu-zis întâlnirile cu copiii, în luna lui iunie am avut 6 activități, eu împreună cu doamna profesoară, câte 3 de fiecare și bineînțeles pe teme variate, foarte folositoare acestor copii. În luna lui iulie la fel, s-au derulat mai multe activități. Luna lui iunie a fost una deosebită pentru că au avut parte și de o întâlnire cu un concurs în care au primit premii. Apoi s-au întâlnit și cu tabăra de creație de la Caraiman, din care vă vor spune personal impresiile, așa.
Iar acum, în luna lui august, am ajuns în momentul în care desfășurăm un alt concurs cu premii mult mai consistente, un concurs în care este pus la lucru spiritul lor creator, inovativ, căci centrul nostru, până la urmă, poartă această amprentă a inovației, Centrul Educațional Inovativ Grădina Maicii Domnului din Letca Nouă. Așa că în fiecare luni și marți activitățile au continuat la centru. Copiii au participat în proporție de 100%, pot spune, rare ori s-a întâmplat ca unul dintre copii să întârzie, dar au participat în proporție de 100%, iar rezultatele cred că începem să le vedem ușor, ușor. S-au apropiat foarte mult de noi, de profesorii din centru, au început să asculte îndemnurile noastre, au învățat foarte mult din ceea ce facem noi acolo și asta se vede și din produsele pe care le-au propus pentru concursul, faza a doua a concursului care se desfășoară acum în luna lui august. Un concurs minunat despre care o să mai vorbim și cu mai multe secțiuni. Fiecare dintre ei s-a implicat și a creat câte ceva plăcut și, bineînțeles, educativ. Iată ce frumos se derulează totul acolo, în Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă. Regia deja a început să prezinte imagini din activitățile centrului. Sunt imagini cu activitățile copiilor, vom avea și imagini cu activitățile părinților. Doamna profesoară Florina, cum au reacționat așa copiii peste așteptările dumneavoastră, legat de faptul că dumneavoastră îi cunoașteți și de la orele de matematică pe care le aveți acolo în școală? Bucuria cea mai mare s-a manifestat numai la auzul ideii că vom merge în tabără și tabăra nu era la Letca Nouă, ci era undeva la munte. Au fost bucuroși începând de la activitățile de consiliere plus matematică, care nu s-a finalizat cu note ca la clasă. În sfârșit au fost aceste două activități care s-au desfășurat, două activități, activitate de consiliere și citire și calcul matematic, pregătire suplimentară, au fost în centru, însă pe lângă acea bucurie, tabăra a fost ca o explozie de bucurie. Numai la faptul că, la ideea că plecăm de acasă și că este altceva. Programul de tabără a fost foarte frumos, o să vă povestească. M-a impresionat unul dintre copii când au fost la final să scrie câte o impresie, a zis, eu n-aș mai vrea să mai plec, totul mi-a plăcut, dar nu-mi place că trebuie să plec. Eu cred că o să vă spună în câteva cuvinte impresia fiecăruia. Însă o să mă refer un pic la programul de tabără. A fost foarte încărcat, dar nu i-a plictisit, s-a trecut de la o etapă la alta. Cred că au fost impresionați și din tot, și de cazare, și de mâncare, și de drumeții, și de locul în care se găsește tabăra. Nu cred că este pentru ei, mai ales că n-au plecat niciodată, n-au plecat mai departe de București, poate și în București trecând de la un magazin la celălalt. Dar e de menționat lucrul acesta că foarte mulți dintre ei, da, pentru prima dată... Toți! De fapt toți! Toți! Așa, pentru prima dată au depășit granițele parohiei. Deci, iată, nu plecaseră într-o excursie, nu plecaseră și ei într-o tabără. Și iată că a venit acest moment atât de frumos în cadrul al proiectului Alege Școala și mi-aduc aminte cu bucurie că era alături de părintele Taraș, părintele Mihail, am urcat în acel microbuz și am făcut o rugăciune, am dat binecuvântarea și cu binecuvântarea de călătorie, da, cu rugăciunea de călătorie, ați plecat către Caraiman, mănăstirea Caraiman din Bușteni, acolo unde ați petrecut în această tabără școlară în cadrul proiectului. Cum a fost pentru voi această tabără? Cristi.
Cristian, ia spune-ne tu. Mie personal această tabără mi-a plăcut foarte mult pentru că au foarte multe activități care au fost și distractive, foarte variate. În propria opinie mie mi-a plăcut foarte mult. Ți-a plăcut foarte mult. Am văzut și vedem că imagini din această tabără școlară. Pe tine ce te-a impresionat cel mai mie mult? Mie ce mi-a plăcut atelierele, camerele au fost foarte curate, mâncarea a fost bună, totul. Mie mi-a plăcut când am urcat pe munte. Ați urcat și pe munte, da? Când am făcut sport, mâncarea a fost foarte bună, mi-a plăcut totul. Totul ți-a plăcut. Da. V-ați mai duce încă o dată? Da. Da? Iată, deci copiii au fost bucuroși. Ați avut multe activități acolo. Da. Care era programul unei zile, Cristian? Prima oară ne duceam la rugăciune. Așa, iată. După încălzirea. Deci vă duceați la rugăciune la biserica, mănăstirii. Da. Da? Și acolo în genunchi stăteați și vă rugați. Vedeți? Apoi? Încălzirea de dimineață, după ne duceam la micul dejun. Deci avea și un program sportiv, așa, ca să spun. Da. Așa. După aceea ne duceam la ateliere. Și mai erau gustările dintre timp. Așa. Dintre timp, la ateliere. Așa. Ateliere de creație, da? De creație. Și mai departe... Masa de la 1 la 2. De la ce făceam la 2, de la 2? Masa. Așa, să vedem, poate și aduce aminte. Ce făceați de la 2? De la 2 mergeam pe iniță, ne jucam diferite jocuri. Apoi aveam iar o gustare. Ia spune-ne, dintre jocurile care au fost acolo, ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi am avut mai multe și toate mi-au plăcut, așa. Da? Și după ce ați avut și programul acesta, da, în care vă recreați, ce urma? Mergeam în camere, ne spălam. Așa e, iată. Și apoi mergeam la... La atelier. Iată, și partea asta frumoasă cu igiena, da? Da. Am învățat că trebuie să fim curați, da? Nu numai cu sufletul, da? Dar și cu trupul, să ne păstrăm curați, da? Și, sigur, în programul acesta erau toți copii. De unde au mai fost copii în această tabără? Din Iași și din Brăila. Din Iași și din Brăila. V-ați întâlnit și cu copii din alte eparhii, din alte locații ale țării. Înseamnă că ați avut ocazia, Cristian, să vă faceți prieteni. Da, da, ne-am făcut prieteni foarte mulți. Da? Și comunicați așa, vă sunați? Da, vorbim la telefon. Da? Bravo, bravo. Ți-ai făcut și tu prietene, da, din țară? Da, foarte mult. Da? Bravo. Iată, copiii... Au fost entuziasmați, se simte asta din modul în care ne relatează. I-ați însoțit? Nu i-ați însoțit în... Nu, eu, doamna profesoară. Pe doamna profesoară. Da. Dar bănuiesc că mai vorbeați, sunați, întrebați. Da, da. Spre final am aflat cum a fost și eu. Însă e un loc minunat acolo. Ei au fost la mănăstirea Careman, unde eu am poposit de mai multe ori. Și cadrul mirific, natural, oamenii, trăitorii de acolo, viețuitorii din mănăstire, călugării, dar și personalul care se ocupă de acest proiect. Tinerii entuziaști, cu pregătire pedagogică, care s-au ocupat de activitățile derulate la mănăstirea Careman. Cred că toate acestea au reprezentat cheia unui succes educațional și unei experiențe unice în viața acestor copii. Da. Doamna profesoară, din punct de vedere al modului în care s-au derulat așa etapele în această tabără școlară, copiii noștri, cum s-au clasat față de ceilalți copii din alte județe? Cum au participat? Au fost la înălțime? Au fost întreceri, concursuri la care, într-adevăr, mai mult în sala de sport au fost grupați la început, până când au
coalizat între ei și într-adevăr s-au remarcat, am avut numai sau majoritatea băieți decât două fetițe, dar și fetițele băiețoase, încât la întrecerile sportive chiar se vede acolo, mereu eram fruntași. E adevărat că nu aveam micuți care să ne tragă înapoi, a fost așa ca o uniformizare ca vârstă. Nu au fost, în cadrul atelierelor au fost separați, adică nu s-a luat numai dintr-un centru pentru un atelier, ci s-a luat din fiecare centru câte unul sau doi copii, astfel încât să nu fie separați, unii numai la cunoaștere sau unii numai la pictură sau alții la ce am mai avut? Creație. La creație. Așa, să intrăm puțin în concret cu aceste activități. Deci, n-a fost să se separe, să zicem că numai dintr-un centru. Au fost amestecați copiii, cred că asta a fost și ideea, ca să se cunoască mai bine și să-și dea seama că niciunul nu este în frunte sau în coadă. Foarte, foarte bine au colaborat tinerii care s-au ocupat, tinerii profesori, dacă îi pot numi așa, din cei cu care am stat de vorbă, am înțeles că sunt profesori de religie, o domnișoară profesor de sport, de informatică și chiar de desen. Toți erau copii tineri care acum și experimentau și învățau și ei cum să lucreze cu copiii. Cred că asta a fost linia de început. Mai târziu, sigur, vor avea mai multă experiență și vor atrage. Totuși au atras destul de mult copii, erau așa de mămoși încât unii credeau că și-au găsit mama, respectiv tatăl, în profesorul de atelier. Bănuiesc că erau voluntari în cadrul acestui proiect. Voluntari am fost eu și încă patru colege, din două din centru Iași, una din Brăila și eu din Giurgiu. Nu erau voluntari, erau 12 profesori, câte patru pe fiecare atelier, astfel încât să se poată ocupa de fiecare copil în parte. Au încercat, și le mulțumesc pentru asta, că au încercat să descopere fiecare copil, să scoată la iveală ce are mai bun. Eu foarte încântat, chiar aveam acolo, eu și încă celelalte colege, eram cu camera sau aparatul foto să rămână, să imortalizăm fiecare acțiune de-a lor. Chiar s-a văzut că am vrut să le rămână ca amintire locul și, să zicem, rolul o să și-l vadă ei, locul unde au stat din 26 până în 31 iunie. Eu sunt convinsă că le va rămâne cea mai frumoasă amintire și că nu a existat copil care să nu poată să facă ceva. Deci au avut materiale încât fiecare copil putea să arate ce poate. Le-a lăsat libera creativitate și a făcut fiecare câte ceva și erau foarte mândri. În fotografiile pe care le-ați văzut chiar sunt afișate și inclusiv lucrările lor cu numele vor rămâne probabil și acolo sus la centru și copiii noștri și-au lăsat amprenta pe câte o lucrare. Nu a fost greu. Poate dacă acasă ar fi avut cine să-i îndrume, nu cred că a fost greu să construiască cine a construit la bisericuță din hârtie. Mateescu. Am văzut câteva bisericuțe acolo. Da, avem și noi un model. Nu am putut să multiplicăm color, dar avem. Și am zis că o putem face. Au făcut destule jocuri. Ați mai făcut orice fel de lucrare din desene, dar ați mai lucrat voi cu ceva. Haideți să ne aducem aminte de activitățile pe care le-ați chiar, făcut acolo, în chiar concret, te așa. Rog frumos să povestești Cristian. Câteva din ceea ce ați făcut voi până la urmă. Din ceea ce ai făcut tu la atelierul de cunoaștere în grupa ta.
Noi la atelierul de cunoaștere am jucat așa mai multe jocuri în care învățam. Da, exact, chiar jocuri de cunoaștere. Jocuri de cunoaștere. Jocuri de cunoaștere. Dar și construcții din hârtie, ați desenat, ghicitori cu temă biblică. Dacă era cunoaștere, într-adevăr, toate întrebările erau pentru a-și fixa anumite cunoștințe de religie. Toate erau pe tema aceasta. Elena, poate că acasă n-ar fi făcut. Spune-mi, Elena, ce ai învățat să faci și dacă ți s-a părut foarte greu? Am făcut semne de carte, am cusut, am făcut iconițe. Altceva. Brățări. Brățări, iată. Ați văzut că avem și noi în LED ca la Pangar. Se fac așa de greu? Numai că trebuie să avem răbdare. Totul este cu răbdare. Tudorache? Am făcut un om mare îmbrăcat în straie populare. Da, la voi s-a văzut cel mai mult. Au lucrat cu toții, fiind 6 sau 7, mai micuți a fost în grupa lui și au decupat un om cam, cred că era mai mare ca tine, da. Și apoi i-au aplicat din material ațele de la opinci, i-au lipit, i-au făcut păr, deci o persoană în costum popular național. Asta este, deci iată, se promovează tradiția românească, nu numai la celelalte obiecte, și la religie se poate face. Da, iată ce activități frumoase. Drept, lucruri pe care le-ați învățat. Exact, drept recompensă, să răspund întrebării dumneavoastră, n-au fost numai frunte, adică în sensul că nu am luat numai premiul întâi la fiecare atelier, dar am luat destule premii, astfel încât niciun copil nu a fost nerecompensat. Pentru cea mai o mică atenție, să se vadă că, într-adevăr, orice copil e bun de ceva. Dacă îi dirijăm activitatea și îl îndrumăm spre calea cea bună. Mi-era teamă la început de un băiețel care pescuiește pentru a aduce pește să mănânce familia. Și știți despre cine este vorba? Despre vorba de voi. Bogdan, voi cu Bogdanel. Despre voi cu și de Bogdanel. Bogdanel a fost răsfățatul taberei. Pentru că toată lumea l-a iubit, el punea întrebări tot timpul. Nu-i tăcea gurița deloc. Însă de Voicu, pentru că nu a refuzat nicio sarcină. În fotografie o să-l vedeți cum pirogravează. A făcut brățări cu colegul lui. Deci, altul Eugen pe care îl știm noi la școală. Deci, iată că se pot îndrepta mulți copii, nu neapărat către școli înalte, dar pot să-și câștige existența dacă cineva le arată calea. Iată, părinte, ce lucruri frumoase aduce acest proiect. Cum îi învață, cum îi canalizează pe copii să înmulțească acești talanții pe care poate nu și-au descoperit și poate cu ajutorul acestui proiect și-au descoperit și sunt învățați să înmulțească acești talanți, aceste daruri. Așa este, de altfel, în toate activitățile pe care le derulesc eu ca profesor la centru, dorim ca ei să afle mai multe despre sinele lor, adică să-și sondeze subconștientul, să-și analizeze faptele, gesturile, cunoștințele și în felul acesta, după o atentă cercetare, o atentă cunoaștere, o supraveghere a persoanei, să decidă mai târziu în viață ce vor face. E foarte important să decidem de cât mai devreme ce vom face în viață și după caz la caz. Unul are inclinație către pictură, vedem și după cum au fost împărțite activitățile la tabăra de creație Licări de Lumină de la Caraiman.
în funcție de abilitățile lor. S-au făcut 3 secțiuni, cea de creație, cea de pictură și cea de cunoaștere, și în funcție de aplicarea lor au fost triați copiii. Și acolo fiecare a dovedit că nu degeaba s-a înscris la acea secțiune. La fel și la activitățile noastre, se fac foarte multe. În timpul activităților se fac multe jocuri și la aceste jocuri se fac echipe. Ei sunt învățați să lucreze în echipe. Și lucrând în echipe, își aleg un conducător, un lider, își aleg responsabil pentru diverse dintre activitățile, dintre sarcinile lor de grup, mici de grup, și în felul acesta, la final, reușesc să scoată o operă impresionantă, așa cum au făcut la una dintre activități, care se numea Tabără fără prejudecăți. Era o activitate care a pregătit plecarea în tabără. De ce se numea așa? Pentru că la această temă au fost aduse în atenția lor cazurile copiilor cu dizabilități, cu handicap fizic, motoriu sau intelectual. Și în felul acesta ei au cunoscut și care sunt formele de handicap pe care le au unii copii și care să fie atitudinea lor vis-a-vis de aceștia, așa încât și-au imaginat o tabără cu copii la care vor participa copii cu dizabilități. Au trebuit să creeze pe echipe un program al taberei, să realizeze și o mascotă, așa, și fiecare s-a implicat și au trasat singur sarcinile, au fost îndrumați să lucreze în echipă și la final au ieșit 2 lucrări foarte frumoase pe care le-am și surprins în fotografii. Au dat și nume activităților, au înțeles că copiii care au anumite probleme, defecte, dizabilități, nu sunt mai prejos decât ei, ci că Dumnezeu le-a dat în plus anumite dexterități sau capacități mult mai dezvoltate decât ale lor. Așa încât le-am adus în amintire imaginea unui copil care scria, învățase să scrie cu picioarele, și aici am văzut, vizionat un filmuleț pe YouTube, dar și alte multe cazuri de copii defavorizați de condițiile naturale și după aceea ajutați de părinți, de societate, în care au reușit să dea ceea ce e mai bun în ei. S-au făcut remarcați și au câștigat respectul tuturor celorlalți. Da, avem un telefon în direct. Bună ziua! Bună ziua! Marius este numele meu, îmi place emisiunea dumneavoastră, titlul este superb, numai că am o problemă. Vă ascult. Din ce știu eu și dacă ați observat și cu moscheea de la București, să spună așa, domnule, hai să facem o moschee turcă și pe lângă ea să facem nu știu ce universitate. Întrebare, câți bani a dat biserica pentru școală? Niciun ban. Câți bani, câte taxe plătește biserica la stat? Fix niciun ban. Bun, vorbiți din numele Domnului, așa a spus Domnul, ca preoții din biserică să meargă cu merțane și să prostească proștii să ia bani la mormântare. Câte 4-5 milioane, cum se face la Marx, spre exemplu. E normal? Noi tocmai vă arătăm în această emisiune cum se implică biserica, cum are o mulțime de proiecte prin care, iată, copiii sunt trimiși în tabere, copiii sunt învățați, copiii sunt angrenați în multe activități și, iată, vedem totul în imagini, vedem totul și biserica este aproape și promovează toate aceste activități cu copiii, cu tinerii. Aveți și centrul Sfântul Ioan Valahul în episcopia, la acest sediu eparhial, acolo unde iarăși foarte multe activități sunt în continuare, sunt acolo. Mă refer și la aceste legături pe care le avem cu Liga Tinerilor Ortodoxi. Sunt filme religioase care sunt acolo sus la Sfântul Ioan Valahul. De asemenea și activități pe care biserica le are și prin seminarul teologic Teoctist Patriarhul de la Giurgiu. Deci sunt dovezi clare prin care arătăm că ne implicăm și suntem aproape de,
de copii, suntem aproape de tineri și de credincioși. Domnul Marius, un articol pe care l-am citit de curând pe site-ul de știri activnews.ro, foarte bine alcătuit de altfel și cu informații la zi, arată că Biserica Ortodoxă este principalul actor în sectorul social în România. Se fac niște comparații cu alte fundații de gen, care, deși au profituri uriașe și beneficiază de suportul statului român, cu toate acestea au investiții mult mai reduse în spațiul acesta social, de caritate, așa încât ar fi neloial ca noi, creștini ortodoxi, să lovim în propria noastră biserică câtă vreme, poate nu cunoaștem și nu cred că facem din răutate acest lucru, câtă vreme se poate afla că biserica luptă să ajute și să aducă mângâiere, lumină, cunoaștere ca acestor tineri în societatea de astăzi. Revenind la proiectul Alege Școala, noi avem activități nu numai cu copiii, da? Avem activități și cu părinților. Să nu uităm că această selecție care a fost făcută, da, a prins familii sărace, familii cu probleme, familii dezorganizate, familii monoparentale, așa, și iată că există această consiliere, da, în cadrul acestui proiect și pentru părinții copiilor din Centrul Grădina Maicii Domnului de la Letcano. Doamna profesoară, cum s-au desfășurat asemenea activități cu părinții? Partea tematică îi aparține părintelui Taraș, însă pentru a-i apropia am fost cea care am încercat să-i lămuresc, mama sau tata, că... Pentru că îi cunoșteați foarte bine. Exact, pentru că mi-au fost elevi, majoritatea mi-au fost elevi, mi-a fost destul de ușor să-i aduc în același cadru în care vin și copiii lor. Și atunci, ceea ce n-au făcut ei la școală, poate acum o să-și înțeleagă mai bine copiii. Și îmi pare rău că s-a terminat mai devreme, fiind cadru didactic la școala din Letca 9, strict pe această problemă. Ajutorul bisericii prin, nu neapărat prin bani, copiii de la școala unde funcționez au primit din partea bisericii destule, să zicem, ajutoare. Și în cadrul acestui proiect, exact, trebuie menționat... Exact, nu numai în cadrul acestui proiect, așa. Deci nu numai în cadrul acestui proiect, ci și înainte, pentru că știu că sunt destule persoane care dau așa, cum vor ei, dar biserica este și o instituție normal, care are taxe și sunt convinsă că și le plătește, că n-are cine să plătească lumina, întreținerea și plus că la Letca Nouă este acel centru... mulțumită dumneavoastră că există copii care pentru ei acolo e casa lor și acei copii nu se țin nici cu aer, nici cu praf de pe drum, deci a avea grijă de iată, 10 copii din... în momentul de față și permanent aduce cadouri ori de câte ori s-a evit ocazie și la școală, și la grădiniță, nu cred că este un lucru de aici de acolo. M-aș bucura ca toată lumea să facă măcar câte un pachetel la 5 ani și lumea din sat, cei care văd lucrurile așa cum vor ei, cu găurele, că biserica are. Are și dacă are, dă. Nu face grămadă. Dă celor care chiar au nevoie. E de menționat că și în cadrul acestui proiect, da, despre care vorbim, Alege Școala, familiile selecționate, copiii care, deci cei 15 copii care sunt în acest centru, familiile lor sunt stimulate pentru fiecare lună cu suma de 3 milioane. 300 de lei. 300 de lei. Da. Așa, în această perioadă. Da. Voi încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră, Preacucenice Părinte, legată de activitățile cu părinții, căci eu le... Așa, vă rog.
eu le moderez o dată pe lună, la început de lună, la prima întâlnire cu copiii, participă și părinții. Însă nu facem împreună copiii și părinții această activitate, ci mai întâi mă întâlnesc cu copiii, apoi cu părinții. A fost o provocare de la bun început pentru mine să întâlnesc alți părinți și să aflu care este modalitatea, care este metoda după care lucrează în educarea propriilor copii. Și eu veneam cumva pregătit, știam despre ce vorbesc, adunam, colectam informații și de pe internet, dar și din ghidul despre care vă spuneam. Când veneam acolo, însă părinții erau la primele activități de genul acesta, în care sunt consiliați, sunt ajutați să ia cele mai bune decizii în educația propriilor copii. Și am găsit la început multă reticență. Cred că mă priveau, ne vrea să ne spună părintele, ne învață pe noi să fim părinți. Însă noi, ca reprezentanți ai bisericii, știm foarte bine din pildele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care trebuie să fie atitudinea de tată, care trebuie să fie atitudinea de părinte vis-a-vis și de copilul ascultător și vis-a-vis și de copilul neascultător, așa cum reiese din pilda fiului risipitor. Însă, odată început de activitățile, părinții s-au destins, au văzut că intenționăm doar binele și am surprins la ei dorința de a corija acele atitudini eronate din educația pe care le oferă copiilor. Sunt multe greșeli pe care le fac, sunt și la mine. Evident, noi acolo mergem împreună să învățăm. Însă cei mai mulți dintre părinți provin din medii defavorizate după profilul și după profilul proiectului Alege Școala. Părinții care trăiesc la limita subzistenței din ajutoare sociale sau care n-au nicio formă de venit. Și atunci acești părinți au timpul lor ocupat doar de gândul câștigării mesei de seară sau a zilei de mâine. Se gândesc tot timpul ce să le ofere copiilor de mâncare, adică nevoile imediate, hrana, căldura, și uită de multe ori că sunt și alte nevoi esențiale în creșterea copilului, și anume afectivitatea, prezența în procesul educației, dragostea, îngăduința, dar chiar și atitudinea mai aspră. Când le-am vorbit părinților despre stilurile parentale pe care le abordează unii părinți, le-am spus că cel mai recomandat este stilul autoritar. Era și un stil dictatorial. Însă stilul autoritar este acel stil în care părintele este conștient de cât de importantă este educația copilului, se implică, este prezent tot timpul, controlează ceea ce se întâmplă viața copilului, însă îi dă și libertatea de a se mișca. Mai mult decât atâta, nu-l forțează, ci intervine uneori cu mici pedepse, nu fizice. Bineînțeles, ultima întâlnire a noastră cu părinții a purtat titlul Violența, o lecție care nu trebuie învățată. Și aici aflăm uneori cu durere că părinții recurg la această soluție când copiii nu ascultă și aplică tratamente dureroase, aplică diverse forme de violență domestică. Noi am solicitat acestor părinți să înțeleagă că aceste tratamente nu au niciun rezultat și că violența naște violență, iar copiii nu numai că nu se vor îndrepta, ci vor prelua stilul acesta pe care îl vor apoi îl vor atribui în propriile familii, ceea ce este un lucru pe care trebuie să-l prevenim de acum. Toate întâlnirile noastre au această formă de prevenție și de corijare a unor atitudini greșite. Am vorbit și despre deciziile în familie. Copiii rareori sunt implicați în luarea deciziilor,
și uneori le sunt trasate sarcini neadecvate, inadecvate vârstei lor. Sunt solicitați la munci fizice, corvezi pentru ei, sunt solicitați să stea cu foarte mulți copii, să aibă grijă de frățiorii mai mici, însă se uită, întrebându-i, am rămas surprins să aflu că singura sarcină care nu era trasată de părinți, că am făcut un tur așa pe la cei 15 părinți, 10-15 care participă la activitățile cu părinții, și niciunul dintre ei nu mi-a spus că a trasat următoarea sarcină, aceea de a învăța. Adică nu a montat copilul spre pregătirea lecțiilor pentru ziua următoare. Și un lucru care trebuie și acesta îndreptat, le-am explicat foarte clar ce folos are educația, iar ei văd cu ochii lor că ai lor copii sunt în stare, dovedesc că pot crea lucruri pentru care nu s-au pregătit până acum și de care nu știau că sunt în stare. Acesta este beneficiul major, cred că, acestui proiect, acela de a-i apropia de școală, de mediul în care vor învăța să devină oameni și să-și găsească un loc în societatea de mâine. Unul dintre scopurile acestui proiect este și evitarea abandonului școlar. Da. Pentru că, din păcate, se întâmplă și fenomenul acesta. Iată, pe lângă copilașii care sunt în cadrul acestui proiect, da, cei 15, există și sunt și ceilalți copii din centru, vorbea doamna profesoară mai devreme, de centru de tip familial din așezământul Grădina Maicii Domnului de la Letca 9. Acești copilași proveniți tocmai din aceste familii lovite de aceste patii, mi-ați vorbit de rănile așa familiei, așa, desfrânarea, consumul de alcool, etc., violența, și vedeți, prin acest proiect care se derulează acolo, în așezământul Grădina Maicii Domnului de la Letca 9, vrem să arătăm că porțile așezământului nu sunt închise pentru copiii din parohie, ci din potrivă. Iată, porțile sunt deschise și acest ajutor care vine de la Bunul Dumnezeu vine pentru noi toți, nu numai pentru anumiți copii, nu numai anumiți copii sunt favorizați, ci toți, pentru toți. Și observam lucrul acesta și mergând prin parohie, acum în postul adormirii Maicii Domnului, cu botezul, cum e rânduiala acolo și nu numai acolo la noi, văzând cât de bucuroși erau părinții copiilor și copiii, aflând că au fost în tabără și le place foarte mult cum se desfășoară activitatea acolo în așezământ, și să știți că le-am promis că vor fi și alții și alții și alții, le-am spus că acesta este un început și că va veni și rândul celorlalți, pentru că sunt multe, multe cazuri. Ca să le dăm speranțe, proiectul Alege Școala se desfășoară de mai bine de 6 ani în Patriarhia Română. Să înțeleagă telespectatorii TV Giurgiu că proiectul acesta al Patriarhiei nu se desfășoară doar la nivelul Episcopiei Giurgiu, unde sunt înființate 5 centre educaționale în care sunt cuprinși câte 15 copii. El se desfășoară în mai bine de jumătate de țară, la nivelul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și la nivelul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei în acest an. Anul trecut a fost în Mitropolia Olteniei, în Mitropolia Ardealului, și iată, de 9 ani de zile, în fiecare an, Patriarhia implementează un proiect educațional de anvergură, cu rezultate clare. Implicare clară a Patriarhiei, a Bisericii în viața... Nu este singurul proiect, Alege Școala. Creștinilor. Putem vorbi de Hristos împărtășit copiilor, iar eu la parohie și cunosc, la fel ca și dumneavoastră și alți preoți, foarte mulți, prietenii mei, desfășoară activități catehetice în fiecare duminică, sâmbătă sau duminică. Avem întâlnire la Sfânta Biserică, unde promovăm faptele bune, virtuțile, promovăm lectura, educația, alegerea în viață, capacitatea decizională și multe alte lucruri folositoare tinerilor de astăzi. Le atragem atenția asupra pericolelor la care se expun atunci când n-au binecuvântarea bisericii și ascultarea părinților, pentru că sunt foarte multe tentații
care abia așteaptă să-i corupă pe tinerii noștri. Și atunci o educație, biserica prezentă în viața parohiei, în viața societății, poate să dea speranță tinerii noastre generații. Un lucru frumos pe care l-a făcut doamna profesoară copiii, când s-au întors din tabără, căci o săptămână a trecut foarte repede, însă dacă la început, iată, alături de părintele am fost și au plecat în tabără cu binecuvântare, când s-au întors, au venit toți duminică, da, la o săptămână, să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul acesta pe care l-au primit. Și au venit la slujbă, la Sfânta Liturghie, alături de dumneavoastră și au mulțumit acolo. Da. Copiii, cum vi s-a părut așa acest, în viața voastră, acest proiect, aceste activități care au început, iată, acum câteva luni și la jumătatea proiectului a venit această frumoasă tabără. Ce însemna pentru voi, pentru tine, Cristian, spre exemplu? Știu că erai, mereu te găseam pe la calculator, da, și nu poți să negi lucrul ăsta și te sfătuiam de fiecare dată, ai grijă, nu sta acolo prizonier în jocuri și acest proiect te-a scos de acolo, din mediul acela virtual? Da, au fost activități care eu acasă nu le făceam deloc. Ei, vezi, așa. Și pur și simplu te-au bucurat, ți-au adus un bine. Ai comunicat, ai învățat să comunici, da? Cu ceilalți, cu persoane pe care, cu toate că vorbeai acolo și nu le vedeai, da? Pe Facebook sau acolo pe Skype în jocurile respective, da? Iată acum persoane cu care ai vorbit, ai dialogat, le-ai văzut așa față către față, da? Pentru tine, Elena? A fost un lucru nou pe care n-am mai făcut la munte. A fost diferiți oameni cu care am putut comunica. A fost cel mai frumos lucru din viața mea care am. Ei, bravo! Iar pentru tine? Foarte frumos! Minuni! Da. Iată, copiii te spun așa în sufletul lor ce simt, ce a fost o minune pentru tine. Exact. Da. Și aș vrea să-l fac pe Cristian să se gândească dacă în acea săptămână de tabără a învățat mai mult decât ar fi învățat într-o săptămână de stat la calculator. Gândindu-ne că acel calculator sau laptop ce ai tu acasă e tot la locul lui, informațiile le găseai fie săptămâna trecută, fie acum, tot acolo rămân, pe când eu cred că tabăra este unică și nu o să se repete în fiecare săptămână. Acum copiii sunt provocați la un concurs nou, un concurs care dorește tot așa să surprindă capacitățile lor, abilitățile lor literare, artistice. El are trei secțiuni, concursul acesta: secțiunea literară, secțiunea artistică și secțiunea multimedia. Cum proiectul Alege Școala în această fază se adresează unui număr de 750 de copii din aproximativ 750 de copii, de fapt mai mult, cred că 800 din 50 de centre educaționale. Sunt și premii care se vor pune consistente. Sunt laptopuri, sunt biciclete, sunt cărți multe, sunt foarte multe premii și sunt motivați să dea cei mai buni. La secția literară au mai multe sub-secțiuni. S-au înscris fiecare dintre ei la câte una, două, chiar trei. Aveau de realizat o poezie și Cristi chiar a realizat o poezie pe profil, adică legată de școală și de alegerea ei, de învățăturile, de folosul, câștigul pe care l-au copiii de la școală. Elena a realizat o rugăciune pentru copiii care nu, către Dumnezeu, pentru copiii care nu participă la școală. Iar Florin a realizat un minunat desen în care a surprins două
clădiri, două instituții care au un rol educațional marcant în viața lor, și anume biserica și școala. Sunt copii care coboară de la biserică cu ghiozdănele în spate și se duc către școală pe o alee cu flori, cu copaci, cu multă verdeață. Mi-a plăcut foarte mult, îmi pare rău că nu cred că l-am surprins. Iar ceilalți s-au înscris la alte categorii. Au realizat un film care prezintă centrul educațional de la Letca Nouă. Cristi, iarăși, s-a înscris și a realizat un interviu cu doamna profesoară Florina, cu doamna profesoară de matematică, despre cum a ales școala în viață. Ce factori au condus-o pe dumneavoastră să ia această decizie de a merge către școală și de a ajunge, iată, profesor, cadru didactic. A mai fost și un filmuleț care prezintă un joc educativ pe care l-au inventat copiii. S-au înscris și la realizarea unei scrisori către Dumnezeu, prin care unul dintre copii trebuie să exprime ideile legate de un coleg care nu mai merge la școală și că dorește ca să-l facă, să-l determine să se reînscrie la școală. Și mai sunt câteva activități la secțiunea artistică, poate să ni le spună doamna profesoară. O fotografie inedită, mai aveau de făcut un desen, pictură la un desen a făcut Tudorache, și ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult, că acel drum avea pe lângă flori și pietre, deci trebuie să înțeleagă, sau cel puțin el a înțeles, că drumul către școala, dar nu gândim școala din școala, inclusiv școala pe care o face, să zicem, o școală din care într-adevăr să aibă un venit, o viață mult mai frumoasă și mai ușoară față de cea pe care o duc părinții lui. Greutate este, într-adevăr, am văzut că au surprins, dar trebuie să persevereze în fiecare zi. Și ceea ce văd eu, ei duc foarte mult lipsă de modele. Mi-a rămas în minte modelul lui, deja știți că sunteți dumneavoastră, el vrea să se facă preot. Dacă nu era proiectul, probabil că nu simțea un așa atașament față de această meserie, care e destul de frumoasă, dar foarte dificilă, e la fel ca și un cadru didactic, trebuie să educi și copii, și părinți, și bunici. Este destul de greu. Asta înseamnă să fim întâi noi educați, ca să putem să educăm și pe ceilalți. Trebuie să avem mare grijă cu ei, au idei, însă nefiind îndrumați, se pierd pe drum. Foarte frumos cu interviu, foarte frumos cu acea fotografie inedită în care să arate că sunt preocupați de școală. Asta nu înseamnă că avea un telefon, vom învăța de toate. Nu. Multe activități trebuie să facă pentru a-și găsi un drum plin și frumos pe care să urce, să dea la o parte pietroaiele din desenul lui, astfel încât să se bucure mai târziu și el, și copiii, și ei, și copiii lor. Noi, în cadrul acestei emisiuni, vom prezenta și alte celelalte centre, vom invita și reprezentanții celorlalte centre, pentru că așa se cuvine, să vedem așa cum, așa pe zone, să vedem cum se lucrează. Așa. Chiar în acest moment sunt plecați la Mănăstirea Caraiman copiii de la Centrul Gavril Drugănescu din Protoieria Bolintin. Iar duminică acolo vor pleca și copiii de la Centrul din Hotarele, de la Centrul Alege Școala din Hotarele, îndrumați de Părintele Ene Marius. Ce urmează în cadrul acestui proiect Preacucenice, Părinte? Lunile următoare. După faza acestui concurs,
Mai este o lună de activități. Odată cu finalul lui august, mai este luna de septembrie, activități cu copiii pe care le voi desfășura eu. Deci mai sunt 3 activități. După care o premiere finală a tuturor participanților, a tuturor beneficiarilor din acest proiect. Va fi și un moment, bineînțeles, de întâlnire a tuturor reprezentanților, coordonatorilor de centru, a profesorilor, unde se va stabili, se vor măsura, se vor evalua rezultatele acestui proiect la nivel de țară, la nivel de patriarhie. Știm din experiența anilor trecuți că rezultatele sunt unele pozitive și măsurabile, evidente. Sperăm ca și anul acesta, iată, aproape 800 de copii să se bucure de un proiect care îi apropie și de școală, dar și de biserică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Iată că timpul destinat acestei emisiuni a ajuns la sfârșit. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și cu alt prilej. Stimați telespectatori, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea: în lume multe necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Așadar să îndrăznim în a săvârși binele, să îndrăznim în a face voia lui Dumnezeu și, dacă vom face acestea, înmulțind talanții pe care Bunul Dumnezeu ne-a credințat, ei bine, atunci suntem pe drumul cel bun. Mulțumim pentru atenție, la revedere! Ora!